Alexandru Stoianoglu, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la funcția de președinte, s-a lansat astăzi în campania electorală în centrul Chișinăului, însoțit de membrii formațiunii. Știu că nu vă voi dezamăgi. Experiența mea profesională demonstrează că a fi onest, consecvent și principial este mult mai convenabil decât a fi un ticălos și un excroc. Am lucrat în procuratură, am fost deputat și vicepreședintele Parlamentului. Am fost procuror general, însă tocmai aceste principii ale mele mi-au rămas ca punct de reper. Stoianoglu, în vârstă de 57 de ani, a declarat de la tribuna din scoarul de lângă Arcul de Triumf că va lupta pentru dreptate și combaterea celor mai grave probleme din țară. El a fost suspendat în 2021 din funcția de procuror general când CSP a permis ca să fie cercetat penal pentru abuz în serviciu, corupere pasivă, fals în declarații și depășirea atribuțiilor de serviciu. Apoi a fost demis de președintele Maia Sandu după ce o comisie specială i-a evaluat performanțele și a dat calificativul nesatisfăcător.